Bună seara, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Am primit câteva întrebări legate de tutorialul pe care l-am postat, căci unii dintre voi ați avut niște probleme, mi-ați spus și pe live-uri și sunt aici ca să rezolv. În primul rând, în caz că nu sunt live sau nu vă pot răspunde la comentarii, v-am mai făcut un room de Discord aici, special pentru forum păreri. Vorbiți între voi aici, mai aveți vreo problemă, găsiți un bug afurisit, aveți o problemă, nu știți să faceți o misiune, vorbiți între voi aici, pe rumul ăsta, uite cum a pus băiatul ăsta poza asta, pe Trilogy Free, mi-a mai dat careva un torrent pentru că vă uitați unii că nu vi se descărca, vă uitați, nu vi se descărca torrentul, eu am pățit, am avut noroc să mi se descarce repede, alții n-au mai prins sideri, păcat. Și dacă nu prindeți sideri, ori intrați pe Discord, luați ăsta, că am mai pus eu, nu am mai postat unul, dovadă că îmi merge. Luați ăsta, mai pune lumea și aici alte torrente, încercați de aici sau încercați Qbit Torrent, căci că la descarcă mai repede ca torrentul. Oricum vă mulțumesc, deci ne-am strâns, deci de ieri până azi de când am pus clipul sau alaltă ieri că e deja 1 noaptea, au venit peste 1000 de oameni noi pe serverul de Discord, deci jos pălăria pentru voi. Asta ar fi prima chestie în caz că nu aveți sideri. Alții mi-ați spus că aveți problemă cu tastatura și cu un bug, ceva de la... Hai să vă arăt exemplu. Vă arăt fix acum problema aia. Deci, întâi, dacă nu vă merge tastatura, încercați celălalt crack de aici. Mai spuneau alții, că am fost atenți și ce vorbeați prin comentarii. Dar, părerea mea este următoarea. Uite cum avem GTA 3-ul, că n-a păstă la terminata din ori pe live. Hai să vă arăt și vouă buba, că vă dă o chestie cu Social Club-ul. Vă o prezint de acum ca să nu existe dubii după. Hai că pornește jocul, imediat o să se vadă. Așa, e cam haos pe filmarea asta, vă filmez, sunt obosit. Eu vreau să fac ceva cât mai pe scurt așa, nu mai lungesc ca să am... Nu mai pun niciun gameplay să lungesc, că este un mic update așa pentru un fel de patch. DLC-ul pentru... tutorialul așa. Bun, și o să vă apară acum chestia asta cu Social Club. Stați că vă apare acum și nu vrea? Resum, gata. Bă, de asta, sign out, you sign out from Social Club. Nu vă speriați. Dați să ieșiți din joc și intrați de aici, din launcher. Vedeți, se vede. Launcher, scrie, e fix deasupra. Intrați pe launcher și o să vă meargă. Că așa fac și eu acum, îmi dă și mie porcăria aia. Mie nu mi-o dădea. A început să vă dea, nu știu de ce, habar n-a costă treaba, dar măcar acum o să meargă bine. Hai, din nou avem intro-ul, sărim peste el, deja mă doare capul la cât GTA 3 am jucat în 2 zile. Plus că jumătate de joc a trebuit să refac, că mi s-a pierdut salvarea, în loc să-mi apară resum, mi-a apărut Star Game și adio, a trebuit să iau jocul de la capăt azi. Bun, deci hai să vă arăt, îi dăm pe resum. Îl vedem și pe grasul ăsta. Și ne bag acum în joc și nu mai este problema. Deci folosiți launcher. Că mulți mi-a spus chestia asta că nu vă merge. V-am spus intrați de pe launcher. Chestia asta o știu tot de la voi cei din comentarii. Uitați, și am intrat acum pe joc. Și merge jocul, nu avem probleme. Bun. Deci v-am convins. Asta ar fi treaba. Folosiți launcherul și nu mai aveți nicio problemă. Virus nu aveți, stați liniștiți. Un singur băiat mi-a dat un screenshot căci că ar fi virus și lui a detectat fix chestia asta, din care pornește jocul că ar fi virus. Crack-ul, întotdeauna crack-ul este considerat un fel de virus de antivirus. Cei care ați mai piratat, probabil că știți. V-ați mai instalat cine știe ce program și aveți un fișier, un note pe numit readme, adică citește-mă pentru cei care nu știu franceză. Și zicea, turn off Windows Firewall, antivirusul sau chiar conexiunea la net ca să nu se conecteze Q. Cine a mai piratat programe știe. Ideea e că antivirusul îți ia mereu crack-ul, îți ia crack-ul uneori ca și, virus. Crack-ul este fișierul care vă face jocul să funcționeze piratat. Din nou, nu încurajez pirat. Practic am încurajat că m-am învățat. Nu sunt cel mai mare susținător al pirateriei, eu o consider o soluție pentru bugetele low cost. Dacă îmi permiteam, cumpăram jocurile, dar nu-mi permit momentan, așa că le piratez. Alte jocuri am cumpărat, dar să dau 60 de euro doar pentru niște grafici mai bune, nu prea merită. GTA 4 l-am pe Steam, 5-ul l-am pe Steam, 3-ul l-am pe Steam, San Andreas-ul e gratis de la ei. Sau era, nu știu dacă mai e acum, San Andreas-ul clasic. În fine, am considerat că n-are rost să dau 60 de euro pentru texturi mai bune la aceleași jocuri. Plus că și bagurile din jocuri sunt aceleași. Mi le-ați spus și voi, v-ați uitat și pe Discord, dați mai uitat, le-ați spus și pe Discord. Deci, vă aștept din nou pe Discord, vă las linkul în descriere cu invite-ul direct către acest, așa, vă dau direct de acum, fac invite-ul, edit, 7 zile niciodată, no limit, generate, copy și vă las linkul în descriere ca să intrați. Vreau să vă mai mulțumesc pentru o chestie pe care nu cream că o să o fac, vreau să vă mulțumesc că, bine, cred că aici m-a ajutat mult algoritmul, dar vreau să-i salut pe cei care au venit pe canal după clipul ăsta pe TikTok. Am rămas uimit, 69.000 de vizionări la porcăria asta de video de pe TikTok și mi-a adus view-uri și la celelalte clipuri. Să fie primite, nu mă ajută cu prea multe, dar măcar am 1000 de follower pe TikTok. Mai pun eu căcaturi pe acolo, dar nu mi se pare o aplicație prea wow. Eu nu mă uit la nimeni, m-am mai dat și eu follow la alții pe care îi cunosc. Sau cam atât. Așa, și vă aștept și pe Instagram unde mai vin cu update-uri și vă mai anunț câte ceva, mai vine câte ceva legat de canal. Puneți pe story că sunt eu live și vă pun și eu pe story la mine. Interacționăm destul de mult pe Instagram și cred că cam atât ar fi. Vreau să vă mulțumesc pentru 21.000 de abonați. Am zis 21.000? Am tâmpit. 29.000 de abonați. Deci, de când cu GTA Trilogy, mă rog, era de așteptat să prindă. Dar de când cu GTA Trilogy, a crescut foarte mult canalul, adică ieri aveam 28,8, azi 29,1. Alții fac 300 de abonați într-o zi. Eu nu fac, pentru mine a fost ca lumea. Deci, ce mi-a părut mie rău este că v-am pus clipul ăsta, Sanchi, noaptea în pădure, ceva mai wow, la care am făcut eu niște edituri destul de mișto. De fugeam prin pădure, eram fugărit, am făcut și o poveste pe acolo, dar n-a prins, din păcate. Hai să vă arăt un cadru mișto totuși din clip, de mi-a plăcut mie. Na, v-am făcut și eu un d-asta așa ca în filme. Păcat. Păcat că n-a prins clipul ăsta. Intrați să-l vedeți. Luați-l ca ceva special de 29K, la 30 vă fac turul setup-ului și turul camerei, nu știu, după 30K. Noaptea în pădure, o porcărie făcută de mine la panoramă, dar a ieșit amuzantă. Am zis tot, TikTok, clip, mulțumiri, cred că v-am zis tot. Și bineînțeles, dacă vreți să ajungeți pe grupul de WhatsApp unde vorbesc cu voi în exclusivitate și vreți să mai aveți parte de beneficii, puteți să deveniți membri, nu vă oblig. Dar e bine să promovez chestia asta în clipuri că mă ajută la algoritm. Sper că nu am lăsat vreo imagine, sper că nu mi-am pătat imaginea cu ceva, că v-am zis aceste detalii, că v-am mulțumit peste tot să pară că vă, nu știu, că vă pup în dos sau ceva de genul. Sper că nu au interpretat unii greșit că am promovat pirateria. Românii piratează din cele mai vechi timpuri, să fim serioși. Și hai să vă zic și o întâmplare după live de azi dimineață de m-am enervat. Îmi scrie unul în comentarii că sunt țepar. Am întrebat, de ce sunt țepar? Că nu mi-a mers tutorialul tău. Păi și dacă nu merge tutorialul tău sunt țepar, uite altora le-a mers. Fă pașii și o să-ți meargă. Ce prostiște zice. Și m-am enervat. Cine a fost pe live a văzut ce mi-a sărit un pic țandărea. Da, nu e o chestie, enervez pe niște copii de ăștia tâmpiți. Dar mi s-a părut amuzant. Sunt separ că nu i-a mers lui tutorialul meu. Zici că i-am luat banii sau ceva. I-am furat din portofel, datele, ceva. Bă, nu ți-a mers un tutorial să instalezi un joc? Asta e, cauți altul. Îmi dai dislike și ai plecat. O faci separ. Ați văzut ce a postat Ciprian Lospa recent, de vreo 2 ani de când are seria de hoți cibernetici. Dar cam asta ar fi. Sper că v-a fost de folos acest patch, partea a doua pentru tutorial de instalare la GTA Trilogy. În caz că n-ați văzut prima parte și sunteți noi pe ei sau vă apare pentru prima dată, vă las în descriere linkul de la Discord. Descărcați de aici jocul și ca să vă meargă, hai că am pus un slash de ăsta din greșeală, și ca să vă meargă jocul, o să vă apară așa, aveți folderul crack, luați un crack, uite, crack-ul pentru GTA 3, luați frumos așa, îl copiați, vedeți și voi de unde e, ca să vă mai arăt toată în caz că n-ați văzut episodul trecut. Deci, GTA 3 vine așa, game face, binare, Win64, îi dați copy, Eu am făcut asta deja. Intrați după aia în GTA-ul respectiv. Din nou, game face, binare, Win64, click dreapta și ați dat pe S6. Sper că v-a fost util din nou și noapte bună tuturor. Că e 1:30 când filmez acum. Cred că mă pun și eu la somn. Hai! Distracție plăcută la joacă și vreau să-mi scrieți și în comentarii și pe Discord ce drăci ați mai întâlnit și voi pe joc. Ceau les tuturor și noapte bună!